La ultima ședință de Consiliu Local, aleșii au votat reducerea la jumătate a prețului încasat pe închirierea terenului de sport din incinta stadionului. Cele trei echipe de fotbal care au desfășurat meciuri în campionatul trecut aici la Târgu Jiu, pe stadionul 1 al bazei sportive pe care o deține municipalitatea, au făcut o solicitare de reducere a costurilor chiriei pentru perioada în care nu este permis accesul spectatorilor în stadion. În urma unei analize pe care am făcut-o cu colegii de la Direcția Publică de Patrimoniu, am hotărât că pot fi acoperite cheltuielile pentru întreținerea stadionului cu doar jumătate din sumă în această perioadă, perioada în care spectatorii nu au acces la meciurile oficiale. Suma inițială de plată era 10.000 de lei.